No bun, deci, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Acest videoclip este un pic mai special. M-am gândit ca acest videoclip să vă prezint top 10 jocuri ale copilăriei. Părerea mea personală cu jocurile care le-am jucat pe la vreo, nu știu, 6-7 ani, cam așa, mă rog. Haide să începem. Pe locul 10 avem Mario Forever, un joc vechi, dar frumos. Imposibil să nu fi băgat Mario în acest top 10, nu, cu toții am copilărit, sau mai bine zis crescut cu Mario. Unii poate l-ați jucat pe televizor la console din alea, unii poate pe calculator cum l-am jucat eu. Eu în jocul ăsta nu l-am terminat niciodată, îmi blocam la un anumit nivel. Nu mai știu pe unde, dar nu mi-a ieșit o săritură, atât îmi amintesc. Oricum, jocul era fain, l-am jucat pe la vreo 7 ani, cam așa, 8 ani și super mișto jocul. Chiar îl recomand dacă vă place seria Mario și nu l-ați jucat pe acesta. Pe locul 9 avem Hercule, un joc micuț de câțiva mega, dar super mișto. Îmi amintesc că după ce l-am jucat prima dată când eram mic, pe la vreo 5-6 ani, în continuu îl jucam din nou. De fiecare dată când începeam să-l joc, o luam de la capăt până am început să învăț parolele. Că la sfârșitul fiecărui nivel îți dădea o parolă a acelui nivel și când porneai jocul nu mai trebuia să dai new game, dădeai parola aia. Că, na, probabil că pe vremea aceea când s-a inventat jocul nu exista new game sau alte cele. În fine, în povestea în acest joc ești Hercule și trebuie să faci diferite chestii. Întâi te întâlnești, după aia omori monștri din mitologia greacă, eliberezi zei capturați de demoni și alte cele. Deci, super tare jocul ăsta. Dacă n-aveți ce face ziua sau aveți un copil mic și nu vreți să-l învățați la GTA 5 și Counter-Strike Global Offensive, lăsați-l să se joace Hercule. Îl găsiți pe Pirate Bay în 3 secunde la slot, care doar câțiva mega. Pe locul 8 avem Nosferatu The Ward of Malakai, un joc foarte vechi, dar cu o poveste super tare. În acest joc ești James, care trebuie să-și salveze prietenii, rudele, familie și apropiații răpiți de monștri în acest castel. Acțiunea se petrece în munții Transilvaniei, pe vremea vampirilor, deci pe scurt, posibil să-l găsiți și pe Vlad Țepeș. În acest joc ai diferiți monștri, gen câinii ăștia turbați sau vârcolași sau vampiri și mai multe. Jocul este foarte horror și vă recomand să-l jucați noaptea cu lumina stinsă și la căști, să vedeți ce mișto este. Nu o să mai aveți chef să dormiți la noapte după aia. Eu nu-l jucam pe la 7-8 ani, eram cam nebun, știu, să joc jocuri horror la vârsta aia. N-aveam curaj să-l joc noaptea, îl jucam doar ziua și îmi tremurau picioarele pur și simplu când îl jucam. Dar jocul e foarte fain, chiar vi-l recomand dacă vă plac jocurile horror. Pe locul 7 avem Land of the Dead, un joc cu zombi în care acțiunea se petrece cam așa. Ești tipul acesta care își lua micul dejun și s-a luat curentul la el, te duce să sune la aia de la Enel sau cine naiba era în zona aceea, dar nu-i răspund, și vede un zombi în curte. De acelea începe acțiunea. Pur și simplu, principalul scop al jocului, ghiciți, s-a omorât zombi, evident. Știu, nu pare cine știe ce s-a omorât doar niște zombi, dar la un moment dat devine foarte fain. Mai ales că te pune să te plimbi prin canale, să intri în spitale, să bubui spitalele, să le pui bombe, să furi o barcă, să mergi pe ocean, să te urci pe un zgârie nord, să omori zombi de acolo, să eliberezi un pușcăriaș. Este foarte tare jocul și are un multiplayer absolut genial. Deci dacă vă plac și jocurile multiplayer, luați-vă multiplayer. Multiplayer se bat player între două echipe, un albastru, una roșie, și vă omorâți acolo până nu mai puteți. Este super tare jocul și chiar vi-l recomand. Pe locul 6 avem Need for Speed Underground. Nici nu trebuie să vă spun ce trebuie să faci în acest joc. Toată lumea știe seria de jocuri Need for Speed. Mi-amintesc că eu am jucat Need for Speed-ul ăsta, l-am terminat de nu știu câte ori pe toate dificultățile și îmi făceam mașinile la maxim. Deci le upgradeam la maxim, nu se putea o mașină mai bună atât. Și l-am terminat pe toate dificultățile. Nu știu câți ani aveam, dar a fost super tare jocul ăsta cât l-am jucat. Ăsta mi se pare că a fost primul Need for Speed că am jucat. După aia mi-am luat Most Wanted, Carbon și celelalte. Pe locul 5 avem Total Overdose, un joc vechi de prin 2005 apărut, care poate subscriberii mai vechi, eu știu. L-am făcut și eu la mine pe canal, bine, l-am făcut de mult și ați mai apărut mult de atunci, dar în fine. Jocul acesta este exact ca un GTA aproape, numai că singura diferență ar cam fi că nu se întâmplă în USA, se întâmplă în Mexic. Dar în rest, e super tare jocul, are un gameplay absolut fenomenal, mai ales slow motion-ul acesta și când ai un headshot se vede super tare. Tot așa, fur mașini, omor oameni, super tare jocul, chiar vi-l recomand pentru cei care s-au plictisit de GTA-uri și vor să încerce ceva nou. Pe locul 4 avem Return to Castle Wolfenstein, sper că am zis bine, Wolfenstein, mă rog. După cum v-ați dat seama după nume, e Wolfenstein, deci pe scurt trebuie să omori
Naziști, adică cel de-al doilea război mondial. Nici nu prea am ce să vă spun despre jocul ăsta, că e ca celelalte Wolfensteinuri. Numai că mai omor și niște monștri, în afară de oameni și roboți. Dar în rest, ca celelalte Wolfensteinuri. Acțiune la tot pasul, măcel, o grămadă de arme și ori pierdute în gameplay. Deci, pe scurt, un joc absolut genial pentru perioada în care a apărut, adică undeva prin 2001. Deci, un joc absolut genial. Cred că atunci când a apărut, a rupt piața gamingului la acea perioadă. Pe locul 3 avem Counter-Strike Condition Zero Deleted Sins. Nu este ce credeți voi, acesta este singurul Counter-Strike cu storyline, adică cu misiuni, cu nivele, cu checkpoint-uri, cu astea. Nu este multiplayer acest joc, este pur și simplu cu storyline. Mai e unul Condition Zero, dar fără Deleted Sins. Deci jocul acesta este exact ca celelalte Counter-Strike-uri, și anume război între teroriști și cei de la Antitero. Dar e mișto că te dă în diferite părți ale lumii, ai mai multe arme, poți să cari mai multe, nu doar o pușcă, un pistol și câteva grenăzi. Și chiar e super tare. Dacă vă place Counter-Strike-ul și vreți să încercați ceva mai nou așa, mai în plus, luați-vă acest Counter-Strike, chiar vi-l recomand. Pe locul 2 avem Far Cry, un joc apărut în 2004, dar cu o grafică și un gameplay absolut excepționale. Jocul acesta, părerea mea, cred că a ieșit cel puțin pe locul 2 în topul celor mai vândute jocuri în acel an. Și imposibil să nu știți voi jocul acesta, pentru că am în acest moment serie pe canal la el, am postat vreo 10 episoade. Dar în caz că n-ați văzut seria sau v-ați abonat chiar recent, dar în urmă câteva ore, vă spun. Scopul acestui joc este, ești, cum îl chema, Jack Carter, Carver, ceva de genul, în care ce trebuie să faci, să omori mercenari, teroriști, ce-or fi aceștia, să-ți salvezi nevasta, gagica, iubita, ce-o fi, și să omori pe șeful lor, un doctor nebun care a creat și niște monștri, și ăsta e singurul Far Cry în care nu te omori cu animale, te omori cu monștri, umanoizi, cyborgs, ce-or fi aia. Deci, ăsta a fost primul Far Cry și după, de la celelalte Far Cry 2, 3, 4 și tot așa, au schimbat povestea foarte mult. Sincer, asta e cea mai bună, jocul ăsta are cea mai bună poveste din seria Far Cry și chiar la capitolul story și gameplay, cred că e mai tare și ca 3 și 4, părerea mea. Și pe primul loc avem Counter-Strike 1.6, da, oameni buni, eu să nu pun Counter-Strike simplu în top, imposibil așa ceva. Acesta este, cred că, și primul joc care l-am jucat pe PC. De la acest joc mi-am tras și numele de Ovidiu 666. Counter-Strike 1.6 l-am jucat pe la vârsta de 6 ani, prin 2006. Aia a ieșit, Ovidiu 666. Ăla a fost primul nume care mi l-am pus în joc. Ăsta mi-a rămas, mi-am pus și numele pe canal de YouTube. Tot așa și așa îmi pun la cam toate jocurile, mai puțin la Minecraft. Nu există skin încă. Și ce să vă spun, cu toții știm ce se întâmplă în Counter-Strike. Război între teroriști și cei de la CT, arme multe, măcel. Mi-amintesc că la început eram foarte praf și nici măcar nu știam să trag cu arma și când muream dădeam cu pumnul în tastatură. Și încă mai funcționează tastatura aia. Și cam asta ar fi și acest top. Eu sper v-a plăcut. Lăsați-vă și voi în comentarii ce jocuri ați jucat și voi când erați mici. Mă rog, ca să nu se fi numărat în top aici. Sunt și eu curios ce ați jucat și voi când erați mici. Cam acesta a fost topul meu, eu sper v-a plăcut, vechea poveste, dați cât un cap în gură butonul să videoclip și până data viitoare, toate cele bune. Ciao-les!